Crește în continuare numărul de cazuri COVID-19 la fabrica de cablaje din Drobeta Turnu Severin. Astăzi a mai fost confirmată pozitiv încă o persoană. Până în prezent s-a ajuns la un număr de 10 cazuri. Astăzi, în Drobeta Turnu Severin, la fabrica de cablaje, a mai fost confirmat încă un caz de coronavirus. La nivelul județului Mehedinți, 21 de cazuri de îmbolnăvire au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. În urma focarului declarat la o societate din Drobeta Turnu Severin în data de 4 iulie anul curent, au fost înregistrate până în prezent 10 cazuri de îmbolnăvire cu noul coronavirus. Până în prezent, în județul Mehedinți au fost confirmați COVID-19 356 de persoane. Dintre acestea, 219 persoane sunt externate, 31 persoane se află la domiciliu asimptomatice, 82 persoane se află internate și 24 persoane sunt decedate. În județul Mehedinți au fost 3 cazuri declarate, dintre acestea 2 în data de 4 iulie 2020 și unul a fost declarat în data de 13 iulie 2020.